Prima unitate misionară din Uganda a fost construită în Nchwanga, la aproximativ 160 de km distanță de capitala Kampala. Locul de unde vorbesc este Nchwanga. Acest loc are o importanță istorică pentru Biserica Adventistă de ziua a șaptea din Uganda, pentru că pionierii noștri din anul 1927, în decembrie, au venit și au campat aici. Aici a fost stabilită prima unitate misionară adventistă din țară. Biserica noastră a crescut de aici și s-a răspândit în toată țara, începând chiar din acest loc. După 20 de ani de lucrare în acest teritoriu, misionarii au aflat că lucrarea progresa mai repede lângă Kampala. Așa că și-au mutat sediul din acest teren fertil într-un loc lângă capitala Kampala. Astăzi, Uganda arată diferit decât atunci, dar există în continuare mari ocazii misionare. Aproximativ 80% din populație are sub 35 de ani, iar vârsta medie pentru toată țara este de 16 ani. Populația este plină de energie, dar sunt probleme legate de șomaj. Ca lideri ai bisericii, considerăm că această problemă este o șansă de a instrui oamenii implementând metoda lui Hristos. Înființăm un centru de influență în Nchwanga, unde a început lucrarea adventistă din țara noastră. Dorim să înființăm un centru de instruire și ucenicie. Vom aduce tineri pe care îi vom instrui în valorile noastre. Îi vom învăța stilul de viață adventist. Dorim însă, mai presus de orice, să le predăm abilități de viață, pentru ca, pe lângă pregătirea de a vesti credința și a participa la viața și la misiunea bisericii, ei să fie echipați să se autosusțină, ca să poată merge în toată țara și să-L prezinte pe Hristos, dar și să predea abilitățile dobândite aici. La acest centru de instruire, cursanții vor studia agricultura. Vor învăța cum să lucreze pământul, să obțină recolte și să se bucure de seceriș. Ferma este suficient de mare pentru a instrui mulți cursanți. Această fermă este situată pe 640 de acri de teren. Avem proiecte pentru o plantație de banane, ananas, cacao, fructul pasiunii și acvacultură. Această fermă este inițiativa câmpului din Uganda de Vest pentru a oferi alimentație comunității. Aceasta este un furnizor de alimente pentru comunitățile din împrejurimi. Scopul este ca ea să ofere alimente de calitate și să rezolve problema foametei din comunitățile înconjurătoare. În prezent, biserica împrumută o mare parte din teren membrilor comunității pentru a-i ajuta. Avem 13 lucrători care întrețin ferma. Planul de a folosi această fermă ca centru de instruire este acceptat de biserica locală și de managementul fermei, precum și de comunitate. Înființarea unui centru sau a unei instituții de către biserică, unde să fie instruiți oamenii, este ideală și un răspuns pentru biserică și pentru comunitate în general. Aducerea tinerilor face ca biserica să învețe și să avanseze misiunea prin abilități de autosusținere dobândite în acest loc. Darurile voastre pentru sabatul al 13-lea vor ajuta la construirea acestui centru de instruire. Biserica este bucuroasă să instruiască mai mulți tineri care pot predica Evanghelia și se pot auto-întreține pentru a face ucenici. Rugați-vă pentru acest proiect. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat acestui loc prin darurile sabatului al 13-lea.
Hrănește cerul când e senin albastru. Privește câmpul îmbelșugat de rod. Domnul pe toate dintr-un cuvânt le face. Când ești uimit de ele, tu îi slăvești. Uimire și înaintea ta noi ne plecăm, Doamne, inimi pline de credință, Doamne, să-ți cântăm. Azi orice om aduce mulțumire, mulțul și marea slăvesc numele tău. Stele pe cer, la mii de ani lumină, ne amintesc de bunul Dumnezeu. Uimire și recunoștință, așa măreț, puternic plin de slavă, iar nostru Domn, iar nostru Creator. Nimic din noi nu e la întâmplare, El ține lumea toată-n palma Lui. Orice dar bun ne-e trimis din ceruri, cel mai frumos vom fi pe-un pământ. Vom fi uimiți de atâta strălucire, vom lăuda în veac pe Mielul Sfânt. Uimire și recunoștință, înaintea ta noi ne plecăm, Doamne, inimi pline de credință, Doamne, să-ți cântăm, Doamne, să Dar Iisus le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Apoi le-a zis și ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Apoi mi-a zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Aceste trei repere care le găsim la Luca, Marcu și Apocalipsa arată care este misiunea Bisericii lui Hristos care urmează pe Mielul, așa cum a făcut El, așa vom face și noi. Bun venit la studiul pe care îl avem astăzi, Evanghelia Veșnică. Vrem să pătrundem în tainele Cuvântului Dumnezeu și să descoperim
ce este Evanghelia și de ce ea se numește veșnică. Astăzi ne bucurăm să avem împreună în discuția noastră pe pastorul Becciu Stanislav. Bun venit la emisiune! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Orac Liliana, bun venit! Mulțumesc mult că m-ați invitat! Și am vrea ca să cerem prezența Domnului și înțelepciunea Lui ca să putem aborda acest subiect atât de important pentru o lume frământată, Evanghelia veșnică. Să ne rugăm! Părinte Ceresc, venim înaintea Ta în aceste clipe să cerem înțelepciune de la Tine. Doamne, Tu ai trimis această carte și doar cu înțelepciune de la Tine putem să o înțelegem. Amin. Și mai ales, Doamne, să o iubim și să o trăim. Amin. Condu-ne Tu, trimite-ne Duhul Tău cel Sfânt care să ne lumineze mintea și ajută-ne, Doamne, ca să o practicăm, să o iubim, să o trăim în viața noastră până ne vom întâlni cu Tine. Condu-ne Tu, prin Iisus Te rugăm. Amin. 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 Vrem ca la început să facem o clarificare ce e cu această Evanghelie veșnică care este înserată în inima cărții Apocalipsa. Apocalipsa de care de multe ori se spune când are loc o cataclismă, un eveniment foarte îngrozitor, eveniment apocaliptic. Adică Apocalipsa parcă e asociat cu ceva, cu o sperietoare. Ce este Evanghelia? Care este esența Evangheliei? Este o sperietoare? Este o amenințare sau o avertizare? Evanghelia este în primul rând vestea bună. Și asta este lucru cel mai frumos și de fapt Scriptura toată poate să fie numită Evanghelios, adică vestea cea bună. Și dacă este și Apocalipsa inclusă în această Evanghelie, înseamnă că și Apocalipsa este o veste bună. Deci asta este minunat, și că Apocalipsa este inclusă în Evanghelie și că Evanghelia are Apocalipsa. Amândouă se lămuresc una pe alta, în sensul că Dumnezeu ne arată ce ne pregătește El în timpurile din urmă și ce frumoase lucruri Dumnezeu le are încă ascunse pentru noi, dar pregătite și știute dinainte. Care e diferența dintre a folosi cartea Apocalipsă ca o avertizare sau ca o amenințare? Diferența dintre aceste atitudini care ar fi? Zaharia, dacă o să-mi permiți, eu vreau să adaug la ceea ce a spus Liliana, pentru că am vrut să încep de fapt de la definiția Evangheliei și contextul în care noi putem folosi cuvântul Evangheliei. Foarte pentru bine. Că dacă citim cuvântul Evangheliei în afara contextului biblic, atunci el nu este relevant pentru noi. Absolut. Pentru că cuvântul Evanghelie sau vestea bună despre care noi cu dumneavoastră vorbim, el apare într-un context și anume în contextul în care omul într-o bună zi s-a trezit într-un pericol. Iar ieșirea din acest pericol este văzut doar prin persoana Mântuitorului nostru Iisus. Și adică vestea bună vine printr-o persoană, vine prin cel care a încercat să aducă o soluție, să rezolve problema în care omul s-a trezit. Adică vorbim acum de grădina Edenului, vorbim de căderea în păcat a lui Adam și Eva și că în urma faptului că ei au greșit împotriva lui Dumnezeu, s-au ales cu moartea. Iar vestea bună este că va veni Mântuitorul, va veni Fiul lui Dumnezeu, care va rezolva problema morții. Deci aceasta este vestea bună pentru întreaga omenire care astăzi zace în păcat și care inventează diferite lucruri pentru a găsi soluții, dar uitați-vă, deja de 6 ani de zile, oamenii continuă să moară. Și atunci vestea bună 6.000 de ani. Este, am zis altceva? 6 ani, da. 6 ani, 6.000 de ani. Aici este vestea bună, că Mântuitorul a venit să ne aducă această veste. Interesant că Apostolul Pavel spune corintenilor, în adevăr, dacă vine cineva la voi să propovădească un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care nu ați primit-o, cât îl îngăduiți de bine. El avertizează că e posibil ca aceeași Evanghelie, așa cum
diavolul pe munte, când l-a ispitit pe Domnul Hristos, a folosit Sfânta Scriptură, același lucru îl face și cu acest mesaj, cel mai frumos mesaj care poate exista pe planeta Pământ, îl schimonosește să devină o sperietoare, să fie o groază. Eu cred că cu însuși cuvântul Evanghelie nu putem să-l separăm de persoana Domnului Iisus. Apostolul Pavel și avertizează aici că primiți pe alții, deci de ce fac oamenii lucrul acesta? Încearcă să caute niște căi mai ușoare pentru a rezolva problema. Surogate. Exact. În final, se aleg cu aceeași moarte. Și de aceea Apostolul Pavel îl înalță pe Domnul Hristos. El este unicul care poate să ne dea, să ne ofere rezolvare la această problemă. Și în acest context, Apocalipsa este avertizare, nu amenințare. Deci noi dacă am înțelege că mi-a plăcut că ai accentuat lucrurile astea, deci ce e avertizare sau amenințare? Dumnezeu ne amenință, aveți grijă că dacă nu vă pocăiți o să vă cam ardă. Sau ne spune, măi oameni buni, măi copiilor, măi dragii mei, aveți grijă să vă pregătiți și să primiți vestea bună a Evangheliei ca să nu pățiți. Deci noi suntem la școală. Da, predau. Și le spunem copilor, pregătiți-vă că pentru voi o să vină examene, o să vină viața, o să vină situații în viață de tot felul. Pregătiți-vă. Ce e asta? E amenințare sau e avertizare? Nu o să vină oare în viața tuturor de pe pământul ăsta și în viața elevilor mei încercări grele? Ba da. Deci, pentru că iubesc, pentru că îmi pasă, pentru că sunt dragi, sunt ai mei, sunt aproape de suflet, îmi pasă și le spun. Nu o să mă leg de pe om pe stradă și să-i spun, hai te rog frumos, învață engleza, că o să-ți trebuiască. Dar pentru cei pe care iubesc, eu mă implic și le spun și avertizez. Deci, dacă ne gândim... Dacă îmi permiți, Zaharia, aș vrea doar să spun un lucru, că cartea Apocalipsei se începe cu un cuvânt, descoperirea. De fapt, descoperirea nu este nimic altceva decât cuvântul tradus din greacă apocalipsa. Deci apocalipsa este descoperire și atunci când vorbim de descoperire, mesajul cuvântului acesta este că Dumnezeu dorește să ne facă cunoscut niște lucruri care n-au fost cunoscute până acum. Super. Iar vestea bună în cuvântul descoperirii este că această descoperire se referă la descoperirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se descoperă inima unui Tată iubitor. Exact. Deci, cartea Apocalipsa este o carte care ne aduce speranță, care ne aduce vestea bună că Dumnezeu este Cel care rezolvă problema în contextul în care noi trăim și în contextul în care privim noi viitorul lumii noastre. Deci, la ceea ce a spus Liliana, este o avertizare, dar mai mult îmi place să accept ca descoperire pe Mântuitorul meu, în care mă atrage mai lângă El și mă ajută să înțeleg lucrurile care nu le-am înțeles până acum. Și uite, intenționalitatea cărții Apocalipsă este începutul din versetul 3, primul cuvânt chiar. Care e primul cuvânt din versetul 3 când citim Apocalipsa capitolul 1? Ferice. 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 Da. Deci Apocalipsa este fericire. Fericire. Și acum dacă priviți în lumea noastră, oamenii ce caută? Fericirea. Oamenii caută să fie fericiți și merg după hotare, câștigă bani, cumpără unele lucruri materiale și așa mai departe și își dau seama că fericirea nu este. M-am uitat chiar să văd ce înseamnă cuvântul ferice. Și am descoperit că cuvântul ferice spus aici în capitolul 3 este fericirea supremă de care are nevoie omul și pe care o caută. Care trece dincolo de tot. Exact. Și acum când Dumnezeu ne descoperă lucrul acesta, este cel mai potrivit moment să ne oprim și să descoperim această fericire, nu acolo unde ne-o propune diavolul, să zic așa, pentru că nu pot să găsesc alt cuvânt. Da, ci în acolo, lucrurile trecătoare. Și acolo unde Dumnezeu ne arată. Uite, aici este adevărată. Vrei să fii fericit? Vin și îl descoperi pe Mântuitorul tău. Asta este adevărata fericire. În proverbe spune că bogăția își face aripi și zboară. Deci o fericire care este bazată pe tot ce este pământesc, ăsta e adevărul. Și dacă îmi permiți, pentru că fericirea descoperită în cartea Apocalipsei, ea este de tip platou. Ea nu este urcușuri și coborâșuri, ci ea este continuă, permanentă. Și eu nu știu
ce poate fi mai bun pentru noi decât asta. Exact. Absolut, pentru că foarte frumos că ai menționat de platou. Viața noastră ne oferă mult mai multe coborâșuri decât urcușuri. Adică fericirea aceasta emoțională. Pe când fericirea pe care o oferă Dumnezeu este acea pace și mulțumire și e ca o stâncă, e o încredere așa puternică că Dumnezeu nu te va lăsa la greu, că Dumnezeu e alături de tine. Vreau ca să citesc un verset care în timp ce comentai mă gândeam la Isaia 35, nu intenționam, dar tare sunt ispitit să-l citesc. Spune, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge cu bucurie spre Sion, cu cântări de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca și durerea și gemetele vor fugi. Pământul ăsta că spune, ce te-a apucat, adică e ceva negativ. Dar spune, îi vor apuca fericirea și bucuria, extraordinar. Amin. Amin. Și durerea și necazul vor fugi. La asta ne cheamă cartea Apocalipsa. Amin. Esența Evangheliei, care este esența Evangheliei veșnice? În două cuvinte sau trei. Că Domnul Iisus ne iubește și a murit pentru noi, în locul nostru. Dumnezeu ne iubește foarte mult. Și Dumnezeu ne salvează. Și care sunt componentele? Avem câteva din ele. Deci din componente a putea să denumim în afară de moartea Domnului Iisus, că suntem socotiți neprihăniți, fără pată, adică ce înseamnă să fii socotit neprihănit? Prin viața Domnului Hristos, adică a murit, El ne dă viața Lui și noi îi dăm viața noastră, un schimb foarte nedrept. Dar asta prin suntem răscumpărați prin harul său. Doar o paranteză, Liliana, dacă îmi permiți, aici la ce ai spus, este în Apocalipsa o invitație din partea lui, vidiți, cumpărați. Așa. Da, fără plată. Știți că m-am gândit atât de mult, ce putem noi, care ar fi valuta cu care am putea să cumpărăm de la Dumnezeu adevăr? Și mi-am dat seama de un singur lucru. Unica valută pe care o avem sunt păcatele noastre. Așa. Deci noi îi dăm lui Dumnezeu păcatele noastre, iar El nouă ne dă. Da. Extraordinar. Ce schimb, ce comerț este între noi și Dumnezeu. Deci, ce altă idee foarte frumoasă, că din vrăjmași ne face prieteni. Această Evanghelie veșnică, deci este ceva uimitor. Noi știm ca oameni că vrăjmașul e vrăjmaș și trebuie să îl urăși, cum spune chiar în Scripturi, pe vrăjmaș cu vrăjmășie să-l urăși. În care Scripturi? Nu, în Scripturi, într-o... În Coran? Da, așa, într-o carte sfântă. Dar... Adică sfântă, pe dușman cu dușmănie. Mănie să-l dușmănești, dar mi-am... E considerată sfântă, dar de fapt nu e sfântă. Și este interesant că asta este de fapt percepția noastră, pe când Scriptura ne oferă cu totul altceva, chiar în Apocalipsă. Deci toată cartea Apocalipsei se referă la lume și la lupta pentru salvarea lumii. Și atunci este frumos că spune, noi trebuie să intrăm în această luptă, în această Evanghelie trebuie să intrăm, tocmai pentru a salva, nu a urâ lumea. Eram, Zaharia, cu tine, mi se pare, că în Israel. Așa. Dacă ți-e minte, când am intrat în grădina Domnului, așa se numea ea. Și am venit la așa zisul mormânt al Domnului Iisus. Dacă ții minte, mi-am rămas în memorie pentru toată viața. În mormânt era o inscripție. He is not here, he is rise. El nu este aici, El a înviat. Mormântul este gol. Da. Oare nu asta este vestea bună? Mm-hmm. Dacă El a biruit moartea, dacă El a părăsit mormântul, asta este vestea bună. Că este biruința asupra morții și biruitorul este Mântuitorul nostru Iisus. Da. Interesant că scritorii Vechiului Testament, chiar și Iov și alții spun, eu știu că răscumpărătorul meu trăiește, erau niște sclipiri, niște fervecuri, să zicem așa, niște lumini care erau inspirate de la Dumnezeu. Dar Domnul Hristos, când a biruit moartea, prin moartea sa de pe cruce și învierea sa, aceasta este o veste atât de bună că vrăjmașul cel din urmă care va fi biruit este moartea. Ceea ce îmi place aici foarte mult, dacă mă întorc înapoi la componentele, da, aș vrea să menționez harul lui Dumnezeu, neprihănirea pe care Dumnezeu ne dă. Și când stai și te gândești, de fapt, ce este în sine neprihănirea? Nu este nimic altceva decât o declarație a harului lui Dumnezeu în dreptul nostru.
Dumnezeu, prin mila Lui, ne declară a fi drepți când nu suntem. Da. Când nu suntem. Da. Se pare că aici este și o nedreptate. Cea mai mare nedreptate. Cea mai mare nedreptate, pentru că dreptatea în sine ea cere pedeapsă. Iar noi care suntem vinoveți pentru încălcarea principiilor lui Dumnezeu, ar trebui să fim pedepsiți. Iar Dumnezeu spune nu. Te declar neprihănit, te declar drept. Drept. Și nu pentru că tu ai meritat și nu pentru că poți plăti cu ceva această neprihănire, ci pentru Fiul meu prea iubit care a venit pe pământul acesta și pe care tu îl primești. Și și-a dat viața pentru tine și dacă El este în viața ta ca Domn, atunci ai această neprihănire. Deci, da, se uită la noi ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Exact. Acestea sunt niște lucruri care merită să meditezi la ele. Și meditând, eu cred că te schimbi radical. Câteodată până la lacrimi mă impresionează aceste gânduri. El se uită la noi ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. E greu de înțeles, dar prin credință eu cred că dacă Domnul așa a spus, El așa face. La noi ca la Fiul Său iubit Iisus Hristos. De aceea Apostolul Pavel la Galateni spune: o, cât de mult aș vrea să văd în voi pe Iisus Hristos cel răstignit. Pentru că această neprihănire care ne este atribuită, ea nu este o haină care vrea să ascundă la nesfârșit murdăriile. Ea ne produce o ură, un resentiment, o silă față de păcat. Și asta este lucrarea pe care o face. Dacă am putea, e o pedagogie dumnezeiască. Când îi spui la un copil care este năstrușnic, și când a făcut ceva, o faptă, să zic, apreciat. Oh, ce băiețel ascultător, ce... Domnul Hristos întotdeauna când s-a întâlnit cu oamenii, adeseori, le schimba inimi, numele. Din Iacob, care păcălește, Israel, care biruie. Din Simon, cine știe ce-o fi însemnând, Petra, care să fie statornic. Deci asta este ce vrea să facă Dumnezeu. Neprihănirea care este atribuită nouă vrea ca să ne fie și împărtășită, adică să fim așa cum a fost Domnul Hristos. Am vrea ca să ne gândim un pic la istoria Harului, pentru că chiar se vehiculează așa o idee că legea a venit de la Moise, se uită că, de fapt, prin Moise a venit. Legea a venit de la Moise, iar Harul de la Iisus Hristos. Așa că până la Iisus a fost lege, de la Iisus Harul. Care este istoria, care este proviența, de unde se ia Harul acesta care îl întâlnim în Sfânta Scriptură? Da, haideți să explicăm și ce înseamnă Harul. Da, te rog. Foarte simplu și foarte ușor de înțeles. Este milă nemeritată. Acum, asta înseamnă Har. Și istoria lui, de unde vine mila nemeritată? De la Dumnezeu, că din altă parte nu poate să vină. Nimeni nu acordă de obicei milă nemeritată. Trebuie cumva ceva să faci ca să meriți. Dar Dumnezeu știe să o dea și a știut să se gândească la această milă nemeritată încă de la început. Deci harul, putem să spunem că este din veșnicii, odată cu plănuirea în univers între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt a universului. Odată cu luarea riscului, dacă vom face omul, dacă vom face universul și va apărea cumva cândva păcatul, aici e istorie, de aici e proveniența. Nu vine harul doar de la Domnul Hristos de când a venit El pe pământ. De la Domnul Hristos vine. Da, e clar. Dar când a fost mielul acesta, Domnul Hristos înjunghiat. De la, cum spune Scriptura, noi n-am fi știut, dar Scriptura ne spune și trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a iubit, cum spune tot Scriptura, când eram noi încă păcătoși sau pe când nici nu eram noi, da. Dar uite că Dumnezeu ne iubește de la început. Dacă vorbim despre istorie, pentru că asta a fost întrebarea, da, susțin 100% ceea ce a spus Liliana, că Harul vine din veșnicii. În momentul când Dumnezeu a prevăzut apariția păcatului în universul acesta,
El deja și-a manifestat mila Lui față de cei care au încălcat. Deci așa e El. Dar mă îndoiesc de un singur lucru, că locuitorii Universului au auzit vreodată cuvântul acesta în Univers. Cred că pentru prima dată l-au auzit în grădina Edenului. Da. Da. Și știți, atunci când oamenii spun că harul debutează odată cu venirea Domnului Hristos în această lume, îi întreb pe oameni, păi care lege trebuia să o păstreze Adam cu Eva ca să fie mântuiți? Care lege trebuiau să... Probabil că la ziua aceea, unica poruncă pe care ei o cunoșteau, să nu mănânce din pomul din grădină. Da, absolut. Atenție că este ceva... Și acum când ei încalcă, trebuie să aibă un merit pentru ca să aibă grația din partea lui Dumnezeu. Și nu-i niciun merit. Dar nu-i nimic. Și atunci când Dumnezeu îi caută, atunci când Dumnezeu le coasă niște haine, atunci când Dumnezeu caută să-i aducă alături de El, asta este mila. Deci ea apare chiar acolo în grădina Edenului, pentru prima dată. Omul se întoarce cu spatele la Creatorul lui. Mi-ai amintit, prin ce ai spus, de o cântare creștină care spune că îngerii pot să mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar că despre har să cânte ei nu pot, ci numai eu. Ci numai eu. Deci îngerii nu cunosc ce înseamnă harul, pentru că ei, cei care au fost alături de Domnul și n-au împărtășit acea soartă a celor a treia parte care a fost păcăliți de diavolul, ei doar văd, doresc să privească, spune Apostolul Pavel. Ei admiră ce face Dumnezeu, dar nu o simt pe ei înșiși. Ei nu pot să înțeleagă ce înseamnă, dar noi înțelegem ce înseamnă harul. Da. Când te simți iertat, când vii la Domnul cu povara păcatelor și înțelegi prin credință că Dumnezeu ți le ia și simți cum cade de pe tine. Deci am avut momente în care pur și simplu mi s-a părut că mi-a căzut un munte pe care îl duceam, îl tot duceam. Știi, Zaharia, aș putea să zic un singur lucru, că noi înțelegem ce este harul, dar nu-l înțelegem pe cel care ne dă harul. Pentru că, așa cum am spus mai sus, văd aici o nedreptate. O nedreptate. Meritul nostru este să dispărem. Da. Asta este unicul lucru. Iar Dumnezeu, în mila Lui și în bunătatea Lui, zice, nu pot fără tine în universul ăsta. Vreau tu să fii cu mine. Cât de mare este iubirea Lui. El este Dumnezeul nostru, El este judecătorul nostru, El este jertva de salvare, El este harul, El este manifestarea tot ce este bun și... Câteodată atât de mult încerc să cuprind lucrurile acestea în imaginație și îmi dau seama că nici în imaginație nu le pot cuprinde. E săracă. E foarte săracă și e limitată. Da. E limitată. Câteodată depun efort, parcă vreau mai... Dar întâlnesc o barieră, nu pot să o depășesc. Mă conving de multe ori de adevărul celor spuse de Domnul Hristos că noi iubim copiii noștri, dar niciodată nu am putea să iubim copiii noștri așa cum Dumnezeu iubește pe noi. Iubirea Lui întrece orice fel de ce este omenesc. Iubirea Lui Dumnezeu este dincolo de imaginație. La Apocalipsa 13:8 și 1 Petru 1:18-20, anume aceste cuvinte arată când a fost junghiat mielul, când a fost adus Iisus Hristos ca jertfă. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Deci înjunghierea sau răstignirea Domnului Hristos nu a fost o acțiune trebuie să faci ceva. Pripită și determinată. Da, determinată. Să rezolvăm o întrebare. Ea a fost ca cum ar fi cum se numește, la aparate sunt rezistența, da? Domnul a creat, dar a uitat să-i pună rezistența. Nu, ea a fost pusă. Nu știu câte aparate prețioase au fi ars până oamenii au experimentat nevoia, necesitatea de a avea acea rezistență ca să nu se ardă tot. Este o taină aici în textul 8
de la întemeierea lumii. Dumnezeu știe deja cine sunt scriși acolo. Da. Lista este și cartea Apocalipsa mai departe ne spune că nimeni nu putea să o disigileze, să vadă ce este acolo, decât mielul lui Dumnezeu care a murit pentru lumea aceasta. Și 1 Petru, da? Uh-huh. 1 Petru, capitolul... 1 cu 18 și 19 și 20. Așa. 1 Petru 1, 18. 18 20. Căci știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuiri pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor. Acum înțeleg, când citesc versetul de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu 17, înțeleg de ce se interpretează greșit, pentru că Iisus Hristos este plasat după Moise. Exact. Dar aici spune așa, căci legea a fost dată prin Moise, da, nu de la, dar nu de către, ci de prin către. Moise, da, tot el a dat-o, Domnul, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Nu de la, sau începând cu. Prin Iisus, dar când? Domnul Hristos a spus că mai înainte de Avraam, sunt eu. Sunt eu. Mai înainte de Moise, era Domnul Hristos, a luat pietre ca să-l omoare. Iar în capitolul, tot în capitolul 1, versetul 2, spune... El era la început cu Dumnezeu. Deci, acela care a fost, prin care a venit harul, era la început, de la început. Deci, aș vrea, Zaharia, dacă îmi permiți aici cuvântul la început, pentru că mulți speculează cu cuvântul acesta și zic că, uite, vezi, Domnul Hristos are un început. Enarhe. Da, dar cuvântul care este aici nu are un articol hotărât, adică nu ne arată un timp când toate lucrurile se încep. Vorbesc acum de persoana Mântuitorului Iisus. Deci Ioan spune că atunci când toate lucrurile s-au început, el era. Da, era. El era. El este cel care a dat un început. Nu începutul acesta marchează apariția Mântuitorului, da, în versul acesta. El era. Ci el arată sau vorbește despre aceea că atunci când toate lucrurile s-au început, s-au început datorită lui. Datorită că el a dat startul, a dat și a startul, originat, mulțumesc, da, a dat startul. Deci când a originat originea harului, de unde a început? Din veșnicie. În inima Tatălui, așa cum s-a spus. Dumnezeu, înainte de a spune ceva, el este. Înainte de a face ceva, el este. Și Dumnezeu este milostiv, Dumnezeu este îndurător. Ultima întrebare care am vrea ca să o elucidăm, despre această Evanghelie veșnică, cum am citit la început că Domnul Iisus a zis trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis, a început-o Domnul. Și ucenicii au observat cum făcea lucrul acesta. Apoi am citit la Marcu 16, apoi le-a zis duceți-vă și voi în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Iar la Apocalipsa 10 spune tu trebuie să propovădești Evanghelia la. Eram să dau răspuns la întrebare care vreau să o dau. Care este amploarea proclamării Evangheliei veșnice conform celor din Apocalips 14:6? Care e amploarea? Cât de departe trebuie? Noi știm că atunci ucenicii au cucerit un teritoriu geografic. Uh-huh. Dar acum, în timpul în care trăim, care e amploarea? E tot geografic. Până la marginile pământului. Dar care sunt marginile pământului? Pentru... Unde? Da. Deci asta înseamnă că Dumnezeu are pentru noi o misiune mai mare decât este viața unui om. Și mi-a plăcut foarte mult ideea din lecțiune. Că există lucruri mai importante decât viața noastră. Deci lucruri mai
mai de valoare, de valoare decât o viață omenească. Și noi care suntem obișnuiți să fim noi în centru, ne gândim cum așa există lucruri mai ceva decât noi. Da, normal, când este vorba de Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, de cauze nobile, păi pentru ideea de sclavie, câți oameni au luptat să desființeze sclavia? A fost o cauză nobilă pentru care oameni. Același lucru nu putem și n-ar trebui să-l facem noi pentru Mântuitorul, pentru împărăția cea veșnică și pentru fericirea cea veșnică. Să fie o cauză într-adevăr mai presus de multe lucruri și chiar și de viața noastră. Am citit o carte, se numește Pecetnii Prorocii. Deci în cartea aceasta autorul vorbește despre aceea că în lumea aceasta s-au făcut în jurul de 700 de planuri pentru a evangheliza planeta Pământ. Așa. 700 de planuri. De ce? Pentru că toți cei care sârguincios, sincer, citesc Sfânta Scriptură, descoperă lucrul acesta, că Domnul Hristos a intenționat ca acest mesaj, vestea cea bună despre care noi am vorbit de la început și care i-am dat și o definiție, trebuie să ajungă până la capătul pământului. Și dacă mă întorc înapoi la Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 14, aici în capitolul acesta Domnul Hristos spune că este și semnul care vestește apropiată venire, eminenta venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că El spune, când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, la orice neam, la orice seminție, la orice om, atunci va veni sfârșitul. Și uitați-vă acum, deci noi vorbim cu dumneavoastră în contextul solii celor trei îngeri. Și uitați-vă acum că anume în contextul cel mai potrivit vestea aceasta, solia întreită îngerească, ea este proclamată sau este propovăduită în această lume. Dacă priviți contextul, apare anul 1844 cu vestea că Domnul Hristos se întoarce, dar tot în timpul acesta apare Darwin cu teoria evoluției. Tot în timpul acesta se naște, dar nu se naște, dar deja natura Nietzsche, care neagă existența lui Dumnezeu, iluminismul care aduce în lumea aceasta erezia aceasta că omul este stăpân peste toate lucrurile. Karl Marx și așa mai departe. Spiritismul. Deci tot în jurul. Și acum Dumnezeu spune, în mijlocul acestor erezii care duc lumea în eroare, care duc la moarte, vestea celor trei îngeri trebuie să fie predicată în toată lumea. De ce? Pentru că în vestea aceasta îl descoperim pe Mântuitorul care vine. Da. Ce puteai să spui despre tuturor celor care ar vrea să pătrundă în mesajul soliei întreite solii îngerești, referitor la oferta care o avem din partea radio? Da, în primul rând eu aș vrea să îndrept privirile tuturor spre Mântuitorul Iisus. Poate că îl cunoașteți din cele citite, din cărțile pe care le citiți. Aș vrea să îndemn pe toți ascultătorii noștri și pe toți cei care ne văd, încercați să-L cunoașteți personal. Încercați să-L descoperiți pe El ca pe o persoană vie. Și cu această ocazie eu aș fi dorit să vă prezint două cărți care sunt aici împreună cu lângă mine, în platou. Și dacă vorbim despre mesajele celor trei îngeri, aș fi dorit să spun că sunt trei mesageri, dar fiecare mesager are un mesaj propriu. Distinct. Distinct. Și mesajul acesta trebuie să ajungă în întreaga lume. De vreme sau târziu, dragii mei, El va ajunge și la voi. Și poate că astăzi, acum când ne vedeți, când ne auziți, El deja a și ajuns la voi. Întrebarea este dacă îl vei accepta sau nu. Pentru că mesajele acestea din Apocalipsa, ele sunt atât de importante pentru viața noastră, încât țin chiar de viață și moarte. Nu ratați ocazia. Acceptați oferta și descoperiți-L pe Mântuitorul. Și o altă carte care vreau să vă prezint, deci este cartea anului 2023-2024,
Iar această carte în detalii ne va descoperi cum astăzi se încearcă să se îngredească, poate că nu atât de repede, treptat, libertatea noastră personală. Deci se îngredește. În curând, noi nu vom avea posibilitatea să spunem lucruri care ne frământă și aceasta este una dintre cele mai periculoase evoluții care au avut loc vreodată în istoria omenirii noastre. Și datorită acestei cărți poți cunoaște ce se află în spatele cortinei, ce se află în lumea politică, care sunt planurile acestei lumi cu privire la mine și la tine. Nu rata șansa, fă tot posibilul ca această carte să ajungă în casa ta, citește-o și descoperă lucrurile care îți pot schimba viața radical. Așa că în comentariile care le aveți și în ocaziile pe care se vor oferi, puteți să scrieți și această carte cumva va ajunge în casele dumneavoastră. Am vrea ca la sfârșit să ne rugăm ca această misiune pe care o avem fiecare dintre noi care am cunoscut ce bun Dumnezeu avem, să putem să spunem și noi cum spune psalmistul, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Binecuvântat este acela care se încrede Domnul. Aș invita pe domnul Stanislav să înalți o rugăciune la sfârșitul acestei emisiuni. Tatăl nostru cel iubit care locuiești sus în ceruri, îți mulțumim mult că prin intermediul cuvântului tău descoperim că suntem generația care trăiește în ultima clipă a istoriei acestui pământ. Amin. Îți mulțumim că în contextul frământărilor, problemelor și acelor lucruri care se creează în defavoarea condițiilor umane, te descoperi tu ca cel care ne arăți calea pe care să mergem și să ajungem la locul pe care tu l-ai pregătit pentru noi și aștepți cu nerăbdare să ne duci în împărăția ta. Da, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru că în solia, în întreita soliei îngerească, tu ne chemi să ne întoarcem înapoi la cel care ne-a creat după chipul și asemănarea lui, cel care ne-a iubit atât de mult încât atunci când ne-am întors cu spatele la tine a venit și a murit pe crucea Golgotei pentru noi. Da. Doamne, ajută-ne să te primim în viața noastră ca Domn și Mântuitor. Amin. Și nu numai atât, ci ajută-ne să te descoperim pe tine în jurul nostru, în viața celor care se află în întunericul acestei lumi. Și îți mulțumim pentru aceasta prin Domnul Iisus. Amin. 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 Asemenea Domnului Iisus, izbăvește și tu pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede ceea ce cântărește inimile și ceea ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Nu rata nicio ocazie să spui prietenului tău, cunoscutului tău, apropiatului și celui îndepărtat că Domnul îi iubește și că diavolul este pe urmele fiecăruia dintre noi și caută să ne piardă, dar avem un izbăvitor, să nu fim târâți la moarte, ci să fim duși în sânul, în brațele acelui care ne mântuiește, ne salvează de la tot ce este rău pe acest pământ. Domnul să vă binecuvinteze până la următoarea întâlnire, pe curând!
Nu știu cât de des ai auzit predici despre lăcomie. Pentru că începe din inimă, lăcomia trece adesea neobservată. Biblia enumeră lăcomia printre păcatele ce ne țin departe de împărăția lui Dumnezeu. Pavel spune, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Lăcomia este definită ca dorința excesivă de a avea bogății sau bunuri care nu îți aparțin. Din lăcomie, Lucifer aspira să se înalțe mai presus de stelele lui Dumnezeu, tânjind după închinarea cuvenită numai Creatorului. Acan a râvnit la argintul și aurul care trebuiau aduse la vistieria lui Dumnezeu. Israel a fost învins, iar Acan și-a pierdut viața. Iuda și-a imaginat cum se putea bucura de banii pe care credea că Maria i-a irosit pentru Domnul. Ceea ce părea a fi o simplă dorință a inimii a dus la pierderea veșniciei. După ce au promis că își vor vinde pământul și vor oferi 100% din câștig, Anania și Safira au râvnit la bani și au regretat promisiunea făcută. Au murit pentru că l-au mințit pe Duhul Sfânt. Dar există speranță pentru cei ce vor să biruiască lăcomia. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. 4 acțiuni ne pot ajuta să scăpăm de lăcomie. Roagă-te zilnic să fii izbăvit de cel rău. Studiază Biblia în mod regulat. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Alege să-L slujești pe Dumnezeu și să depinzi de El în fiecare zi. Cere lui Dumnezeu să-ți schimbe mentalitatea despre lucrurile materiale, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Să studiem Biblia zilnic și să aflăm mai multe despre cum să ne ferim de lăcomie. Obosită, trăim ca să fim.
Pacea Domnului, scump frați și sorori! Este o plăcere și o bucurie ca în acest sabat să fim împreună, împreună să cântăm, împreună să ne rugăm, împreună să citim cuvântul. Prorocul Isaia în capitolul 12 a spus așa, de la versetul 2: Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrurile Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Cântați Domnului, căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute tot pământul. Strigă de bucurie și veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Astăzi dorim ca împreună, scumpi prieteni, scumpi frați și sorori, să medităm la un cuvânt din Cartea Sfântă, Cartea Domnului. Prin prorocul Zaharia, Domnul a zis în capitolul 9 cu versetul 9: Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Deci tema de astăzi are titlul Prorocia și împlinirea ei. Cu 500 de ani înainte ca să împlinească această prorocie, în viața Domnului Iisus a fost spus aceasta. Și cum se împlinește ceea ce a fost profetizat? În evangheliștii Matei, Marcu, Luca descriu această împlinire a acestei prorocii. Și iată ce cuvinte găsim scrise. Ne oprim la Evanghelia de la Luca. În capitolul 19, de la versetul 29, este scris: Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Maslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: Duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce-l dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când îl dezlegau, stăpânii i-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Maslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Scump prieteni, scump frați și surori, noi vedem aici cum acea prorocie scrisă în cartea prorocului Zaharia se împlinește în viața Domnului Iisus pe pământ. Deci Iisus a intrat în Ierusalim. Intrarea lui a fost triumfală. Ultima săptămână din viața Domnului, anume până la răstignire, ea a fost plină de multe evenimente. Se începe cu prima zi a săptămânii când Iisus intră în Ierusalim. Apoi este scris, când citim Evangheliile, Iisus plânge pentru cetatea Ierusalim.
Noi găsim scris că Iisus intră în templu și El, în loc ca să vadă acolo rugăciune, cântări, vede târg și alungă, izgonește pe toți vânzătorii. Noi vedem mai departe că Iisus spune pilda celor doi fii, pilda vierilor. Noi găsim că tot aici, în această săptămână, Iisus mustră foarte aspru pe cărturari și farisei. Anume, în această săptămână Iisus spune semnele venirii sale, care sunt scrise în Matei, capitolul 24. El spune pilda cu 10 fecioare, pilda talanților, și anume, tot aici, în această săptămână, joi seara, Iisus face cina cu ucenicii săi în camera de sus. Haideți să ne întoarcem la intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Mulțimile alergau ca să-L vadă din toate părțile, pentru că era timpul când oamenii din diferite colțuri ale Israelului veneau la Ierusalim, anume la ziua de Paști. Natura era foarte frumoasă, era primăvară, totul era înflorit, era verde, copacii înfloriți, era o priveliște minunată. Ne putem închipui ce triumf atunci se vedea când Iisus intra în Ierusalim, cum mulțimea ea venea din toate părțile ca să-L vadă, să îi aducă omagiu. Anume, ucenicii vedeau împlinirea speranțelor lor, Iisus așezat pe tron. Cât de mult ei doreau aceasta. Mulțimea era convinsă că se apropie ceasul eliberării. Strigau în gura mare, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Așterneau hainele lor pe drum, rupeau ramuri de palmier, care era emblema biruinței. Nu era ceva, n-a fost așa ceva până aici. Într-adevăr, era o mare mișcare în popor. Niciodată nu văzuse lumea o scenă triumfală ca aceasta. Nu se vedea convoiul prizonierilor plângând, dar în jurul lui Iisus se vedeau trofeele glorioase a celor eliberați de sub puterea satanei. Anume, vedem că acei care cândva au fost orbi, dar au fost vindicați de Domnul Iisus, ei erau acei care mergeau înainte, care deschideau drumul ca Iisus să meargă. Muții, care au fost cândva muți, dar acum erau vindicați, anume ei erau acei care strigau cel mai tare, Osana, binecuvântat să fie fiul lui David. Ologii, care cândva au fost așa, dar au fost vindicați de Domnul Iisus, ei erau primii care alergau și rupeau ramuri și le așterneau, căci pe acolo Iisus trebuia să meargă. Leproșii, care au fost vindicați de Domnul Iisus, anume ei au fost acei care așterneau hainele lor pe drumul pe care Iisus trebuia să meargă. Lazar, acel care a fost înviat de Domnul Iisus, el era acela care conducea măgărușul pe care era Domnul Iisus. Ce priveliște frumoasă! Mulți atunci întrebau, cine este acesta? Se vede că și atunci erau unii care încă nu-L cunoșteau. Și erau și acei care nu doreau să-L cunoască. Erau clasa cărturarilor, fariseilor, care ei nu se bucurau de lucrarea minunată care Domnul Iisus a făcut-o timpul acesta de 3 ani și jumătate. Răspundeau, El este Iisus, prorocul din Nazaretul Galileei. Așa îl cunoșteau ei, Iisus din Nazaretul Galileei. Încă nu cunoșteau toți și foarte puțini erau acei care înțelegeau că acesta este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Dacă răsfoim Sfânta Scriptură de la început și până la sfârșit, noi vedem că în Cartea Geneza este scris despre Domnul Iisus, El este sămânța femeii.
Când trecem mai departe la Avraam, Avraam a spus că el este Melchisedec din Salemul, din împăratul Salemului, împăratul păcii. Iacov, patriarhul, mai târziu, când l-a binecuvântat pe fiul său Iuda, a spus așa, că el este Silo, adică Mesia, din seminția lui Iuda, care va veni pe pământ și va face o lucrare deosebită. Prorocul Isaia a vorbit despre Domnul Iisus și l-a numit Emanuel, minunat, svetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Prorocul Ieremia l-a numit pe Domnul Iisus, odrasla lui David, Domnul neprihănirea noastră. Daniel, în cartea lui Daniel a fost scris, lui a fost spuse că Iisus, Mesia, este unsul, cârmuitorul. Prorocul Osia a vorbit, Domnul oștirilor, numele lui este Domnul. Și dacă trecem mai departe, în Noul Testament, Ioan Botezătorul, la botezul Domnului Iisus, a declarat cu voce tare, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apostolul Petru, atunci încă era ucenicul Petru, el zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dumnezeu Tatăl, despre Fiul Său, despre Iisus, a spus cuvintele, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Chiar Domnul Puterii Văzduhului îl recunoaște zicând, știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Da, Iisus este persoana centrală în Scriptură. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Numele acesta este Iisus. Săptămâna trecea. A venit joi seara. Deci Iisus cu ucenicii săi în camera de sus. El cu durere în suflet a spus cuvintele. Am dorit mult să mănânc Paștele cu voi înainte de patima mea. Nu puteau ucenicii simți ceea ce simțea Iisus. Pentru că pentru ucenici viitorul era ascuns. Ei aveau alte gânduri, dar realitatea era cu totul altfel. Ei erau ocupați cu gândurile lor. Deci ei doreau supremație, doreau să fie mari. Chiar doi ucenici implică și mama care vine la Iisus și îl roagă ca acești doi ucenici să fie unul la dreapta și altul la stânga atunci când va veni în împărăția sa. Dar observați ce răspunde Domnul Iisus. În Matei capitolul 20 cu versetul 23 noi găsim răspunsul care l-a spus Domnul Iisus mamei acestor doi fii. El le-a răspuns, este adevărat, dar dacă citim mai sus, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și atât răspunsul a fost, putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul și veți fi botezați cu botezul cu care am să fi botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Deci, scumpii noștri, noi vedem că aici ucenicii, ei nu puteau să înțeleagă ceea ce Iisus Hristos a putut să facă.
Deci puteau ei. Cine este acesta? Deci noi găsim că Iisus este Mântuitorul. Este cel care a fost implicat în viața fiecărui om de pe acest pământ. Iisus este acela care poate ierta, care poate binecuvânta. El cheamă pe fiecare ca să vină la El. Cu adevărat, veți bea paharul. Și când citim istoria ucenicilor, istoria apostolilor, noi privim că, într-adevăr, ei au băut din plin acest pahar. Iacov a fost primul care a fost ucis cu sabia la porunca împăratului Irod. Cât de trist! Petru a fost acela care a predicat în Iudeea, în Antiohia, în Betania, în Asia, în Italia. A ajuns în Roma, unde a fost răstignit cu capul în jos în timpul lui Nero. Andrei a predicat pe malurile Mării Negre. A ajuns în orașul Patra din Grecia, unde a fost răstignit pe o cruce în formă de X. Filip, el a predicat în Asia Mică, împreună cu sora lui Mariam. A ajuns în Frigia, în munții Hierapolis, a fost răstignit cu capul în jos. Bartolomeu a predicat în Siria, în Asia, a ajuns în India, a tradus Evanghelia în limba indiană, apoi a ajuns predicând în Armenia, unde a fost răstignit cu capul în jos. Toma, el a predicat în multe țări din Asia, a ajuns în India, unde a fost tăiat cu sabia. Iacov, fiul lui Alfeu, a predicat cuvântul în Siria, a ajuns în Egipt, unde a fost răstignit pe o cruce. Iuda Tadeul a predicat în Iudeea, în Galileea, în Samaria, în Idumeia, în Arabia, în Siria, în Mesopotamia. A fost spânzurat pe o cruce și străpuns cu săgeți. Simon Zilotul a predicat în Africa, a ajuns în Anglia, apoi predicând a ajuns în Georgia, Gruzia, unde a fost răstignit. Marele apostol Pavel a predicat în multe țări, căci a fost evanghelistul neamurilor, începând din Ierusalim și a ajuns în capitala lumii de atunci, în Roma, unde i-au tăiat capul în timpul lui Nero. Numai Ioan. Ioan, care a fost torturat foarte mult, a fost aruncat într-un canzan de ulei, apoi a fost exilat pe insula Patmos, ca acolo să moară în singurătate. Dar Dumnezeu l-a salvat. Și anume acolo i-a dat marea descoperire și a scris cartea Apocalipsa, cartea viitorului, speranța tuturor creștinilor. El a murit în pace în Efes, în Asia. Deci Iisus a spus, este adevărat că veți bea paharul. Și ei l-au băut. L-au băut din plin, pentru că ei au slujit Domnului Iisus. Dar Iisus a spus cuvintele care sunt scrise în Matei capitolul 5, cuvintele spuse pe muntele fericirilor. Ferice de cei prigoniți și din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Scumpii noștri, scumpi frați și surori, prorocia spusă de Zaharia, ea s-a împlinit
întocmai. Multe prorocii deja și-au avut împlinirea. Unele prorocii se împlinesc în timpul nostru în care noi trăim. Și unele își vor avea împlinirea în viitor. Atunci când Domnul Iisus va veni ca să aducă răsplata la toți acei care îl așteaptă. În Evrei capitolul 11, apostolul Pavel, vorbind, amintind pe cei care au suferit din partea Domnului Iisus, el a spus așa, de la versetul 36, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestreul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribejit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Scumpii noștri, scump frați și sorori, noi citind aceste cuvinte, încă o dată ne convingem. Dumnezeu este bun. Dumnezeu ne trece prin diferite greutăți, încercări, cu un scop deosebit, ca să ne pregătească pentru marile evenimente care stau în fața noastră. Atunci când va fi frumoasa întâlnire cu Iisus Mântuitorul, acela în care noi am crezut. Atunci vom spune cuvintele, cu Iisus ac față în față, ce am să-i spun când l-o vedea? Și cei salvați au să spună, am să strig cu voce tare, mare e mărirea ta, scumpii noștri. Așteptăm cu drag împlinirea acestor prorocii. Foarte în curând, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. De aceea să așteptăm cu răbdare, să ne pregătim pentru aceasta, să fim activi în lucrare, să aducem și pe alții la cunoștința Domnului Iisus. Cât de mult Iisus ne iubește, fie binecuvântat numele Lui. Și așa cum atunci oamenii au strigat, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Să vină ziua când și noi să strigăm aceste cuvinte, binecuvântat este Cel ce vine, binecuvântat este Mântuitorul nostru, slavă Lui pentru tot ce a făcut, ne bucurăm de ceea ce El a făcut pentru mine, ce a făcut pentru familia mea, ce a făcut pentru prietenii mei, pentru vecinii mei. Haideți să ne rugăm Domnului și să-i spunem cât de mult îl iubim și cât de mult îl așteptăm și cât de mult așteptăm să împlinească prorociile scrise despre izbăvirea noastră, despre răsplata pe care El o pregătește. Ne rugăm Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, inima noastră este plină de recunoștință și de mulțumire pentru bunătatea Ta, pentru harul Tău, pentru cuvântul Tău, pentru prorociile care au fost spuse în trecut. Unele deja s-au împlinit, unele încă se vor împlini în viitor. Ajută, Doamne, ca noi să ne încredem în cuvântul Tău. Și așa cum prorocii cercetau prorociile ca să vadă timpul în care trăim și ce va fi în curând, ajută ca și noi cu toții să studiem aceste profeții și ele să ne întărească în credință, ca să ne aducă mai aproape de Tine, să ne aducă mai aproape unul de altul.
Binecuvintează biserica ta, binecuvintează frații, surorile de pretutindeni, unde sunt împrăștiat în diferite țări ale lumii. Ajută, Doamne, ca în ziua sabatului, auzind cuvântul, studiind acest mesaj deosebit, noi să putem ca să ne întărim în credință, să fim sănătoși fizic, sănătoși spiritual. Binecuvintează-ne pe toți, ne predăm în brațul Tău, aducem la picioarele Tale și pe acei care studiază cuvântul, care studiază lecțiunile de la școala Bibliei. Tu știi pe toți, noi îi avem în comunitățile noastre. Ajută, Doamne, ca acești oameni care studiază să devină ucenicii Tăi, să devină copiii Tăi, să devină acei care sunt răscumpărați, vor fi răscumpărați prin sângele Domnului Iisus. Aducem slavă, mulțumire și cinste Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin.